Se filmează. Bună ziua! Revenim din grădina botanică de la sâmbătă de jos cu partea a doua a interviului. Un copac cu flori este tot ce vă ofer. Sănătate! Se spune în popor salute. Cine te prinde, te aleargă. Să-i cântăm și alte versuri acestui pomicultor? Alte ritmuri muzicale doriți, domnul Laurențiu? Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, la 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 la. Dumneavoastră știți vreo melodie legată de pomi? Marșul vânătorilor știe. Da. Ia. Este corul vânătorilor. Marș se spune la câini. Cor, nu-i puteți exemplifica? Prima strofă. Yes, ne petrecem o viață ferice prin freamă de catru la drum ne pornim. Ajunge? E minunat. Dumneavoastră încă vă mai chinuiți de atâtea ore. Puteți să ne spuneți de ce ați gunoit acești pomi? Să aibă îngrășământ să crească marci reșii. Dar este gunoi animal sau? Vegetal. E făcut de roșii, castraveți, ăștia fac să sfârche și iese gunoiul ăsta. Deci plantele se sfârche. Așa este. În regulă. Văd că